În parc, așa, alături de prietenul nostru, Cătălin Cornea. Bravo. Astăzi despre minime tehnici de dresaj de ziua internațională, când ne scoatem câinele la plimbare. Nu e ca și cum în restul anului îl ținem doar în casă. Marian! Hai! Iartă-i, Chira, gata, iartă-i, fii cu minte, iartă-i că intrăm în direct. O, să trăiți, mânața, domnul Răzvan, vă salut pe toți. Așa este, astăzi am ieșit cu cățelul și îmi par la plimbare. Ați văzut cu toții că se încălzește vremea, dar am mai aflat ceva. Înainte de a ieși cu cățelușul în parc, avem nevoie de câteva ore de dresaj. Și noi, dar și cățelușul. Noi, de exemplu, ca să nu ne apucăm să fluierăm când vedem alte exemplare prin parc, ni se mai întâmplă, dar și cățelușii, pentru că riscăm să-i pierdem sau să se certe cu alții. Bună dimineața, Cătălin Cornea, bine te-am regăsit! Bună dimineața! Ei bine, astăzi am hotărât să-l punem la încercare pe Cătălin Cornea. Bună ziua, prieteni! Cătălin Cornea sunt. Suntem pe canalul de YouTube Dresaj Canin Profesional. Da, dragi prieteni, Cătălin Cornea sunt și într-adevăr vă provoc să îmi răspundeți la întrebări în secțiunea de comentarii, desigur, sau într-un coment pe Facebook la postarea pe care o voi face cu acest clip. Dacă ați văzut sau nu ați văzut, dacă vi s-a părut important sau neimportant să învățați câinele o poziție de șezi, o poziție de culcat, un mers la pas, un mers la pas cu lesă sau chiar fără lesă, un dresaj avansat cu rase pe care niciodată nu vi l-ați imaginat că ar putea performa. Haideți să vizionăm! Mulți dintre voi mi-ați scris pe acest canal în secțiunea de comentarii întrebându-mă ce trebuie să faceți ca să determinați câinele să meargă la pas. Eu vă spun, primul pas este să îl determinați pe câine să meargă în lesă, deci să folosiți lesa, abia după aceea, progresiv crescând nivelul de aspirație, nivelul de așteptare, puteți să sperați la a merge cu câinele la picior, fără lesă. Logic, nu? Dacă nu vă ascultă câinele în lesă, ce pretenții puteți avea să vă asculte câinele fără lesă și cu distrageri în preajmă? După cum am spus și în alte clipuri de pe acest canal, vedeți că există acolo un set de clipuri dedicate exercițiului de mers la picior. Primul pas este cu lesa. Lesa asigură comunicarea tactilă și comunicarea tactilă este cea mai familiară câinului. Lesa este mijlocul prin care puteți transmite câinului la nivel tactil, așa cum am mai spus, mesaje și îi puteți seta stări specifice, mișcări care îl duc către a înțelege exercițiul pe care îl inițiați. Întoarce-te în loc. Vorbește-l, bravo, bravo, Nero, bravo. Și vine pe aici. Borg, și tu înapoi. Borg, înapoi. Bravo. Atât. Hai în față. Pas. Pas. Atât. Borg. Așa, acum Borg înapoi. 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 Du-te. Înapoi. Înapoi. No. Ce, no. Ce faci? Sus. Bravo. Faci? No. Înapoi. Înapoi. Bravo. Odată ce câinele este familiarizat cu ghidajul din lesă și are în cap perspectiva a ceea ce urmează în urma cedării sugestiilor din lesă, nu aveți decât să vă gândiți la a lucra cu câinele cu lesă largă, după care sunteți suficient de siguri că patrupedului vostru îi va plăcea să stea alături de voi, să lucreze acel exercițiu, așteptând perspectivele, așteptând consecințele pozitive și, sigur că da, puteți să-i desfaceți lesa, că el va dori să stea acolo, menținând mișcarea în ritmul vostru lângă picior, așteptând de asemenea să vină recompensă.
Fără recompensă nu se poate, dragi prieteni. Recompensa, ca și la oameni, este extrem de importantă. Trebuie să îi oferim. Vino cu el încoace. Undeva aici îl pui încolcat. Aici? Acolo. Spune-i culcat. Culcat? Mersul la pas, mersul la picior este probabil unul dintre cele mai dificile exerciții din dresaj. În special din dresajul de companie. Diferențiem mersul la pas de competiție, acolo unde câinele are un anumit drive, poți folosi mingea pusă la sub braț, poți folosi mingea pusă undeva sub gât și să determini câinele să stea atent la tine, așteptând să pice paramăleață în gura lunată fleață, folosind ghilimelele, desigur, însă este un mers de paradă care se construiește pe un anumit interval de timp și pe o anumită distanță. Noi vorbim de mersul la pas de zi cu zi, mersul la pas din dresajul de companie. Dresaj de companie care, dragii mei, să știți că este o specialitate în sine diferită de toate celelalte și diferențiem aici de orice fel de dresaj știți voi. Dresaj service dog, dresaj de căutare stupefiantă, dresaj de sport, etc. Sunt nenumărate specialități. De asemenea, parte din acest conglomerat de specialități în dresaj este dresajul de companie. Să țineți minte asta și să nu mai mergeți pe fenta celor care sunt dresori de câini de sport și vă vor promite că vă veți dresa voi câinele foarte bine în dresajul de companie. Sunt abordări diferite, tehnici diferite. Ca atare, trebuie să le stăpânească dresorul, totodată să fie un bun instructor, să vă învețe pe voi să fiți dresorul propriului câine. Și revenind la mersul la pas, sigur că da, dresajul câinelui ca să meargă la pas are ca o componentă importantă. Mersul în lesă, mersul cu lesă largă, mersul cu lesă pe jos și acum vă descriu câteva dintre etapele pe care trebuie să le parcurgeți ca să puteți să fiți siguri că ajungeți la ce? La ceea ce își dorește fiecare proprietar de câine cel mai mult, și anume mersul la pas fără lesă. Mersul la pas fără lesă este extrem de spectaculos, trebuie lucrat cu atenție și nu putem să ajungem la a merge cu câinele la pas fără să parcurgem toate celelalte etape cu atenția dată, atenția de rigoare, care îl face pe câine să înțeleagă exact ce vrem de la el, și atunci când cu adevărat îi scoatem lesa sau chiar îi scoatem zgarda de la gât, să știe ce are de făcut. Hai, vino cu pas. Hai, vino cu ea. Hai, Bogdan, vino. Așa, vino. Vino. Opreșezi. Spui culcat. Bine, te duci, Bogdan. Pun Bogdan, pune-l în culcat. Așa, spune. Îl încurcă, pune-l înapoi. E bine ce face fata. Tu l-audă-ți băiatul acolo. Spui culcat acolo. Bun. Bogdan, vino mai aproape. Lasă-l în așteaptă și pleacă încoace. La lungime de lăsă. Hai cu cara. Down.
Cheamă-l Bogdan. Sunt multe tentațiile din mediu, distragerile care vor face ca acest cățel, elevul nostru de lângă picior, să fie gata să părăsească poziția. Dar, păstrând toate celelalte etape și învățând câinele că noi suntem cea mai importantă distragere din mediu și noi putem oferi cele mai importante perspective și cele mai interesante pentru el, vom avea siguranța că în mersul la pas, fără lesă, fără zgardă, câinele nostru va merge lângă picior. Desigur, trebuie să avem în vedere că la mersul la pas, indiferent de câinele cu care lucrăm, indiferent de rasa din care câinele nostru face parte, mersul la pas trebuie să îl convingă pe câinele nostru că este încă sub control, că avem toate mijloacele de a-i distrage atenția mai mult decât ce se întâmplă în jur și atunci mersul la pas fără lesă va fi o certitudine. Astfel că vom folosi diverse instrumente din dresaj, întâi lese, diverse zgârți care învață câinele să stea pe picioarele lui fără să mai forțeze în lesă, lesă wireless, zgardă cu telecomandă dacă este cazul, la care în prealabil este foarte bine condiționat ca semnalele din telecomandă să însemne multă atenție la noi, că vine recompensa, nu poate pleca să evadeze de lângă picior sub influența instinctului de vânătoare, instinctului sexual și așa mai departe, pentru că apar semnale care îl conving că noi suntem încă în control. Asta ca o realitate din dresaj pe care voi trebui să o aveți în vedere și să nu mai mergeți pe fenta tuturor scrierilor de pe diverse grupuri de Facebook sau de pe YouTube, în care vi se promite controlul câinelui prin dresaj pur pozitiv și totuși nu veți ajunge niciodată la a vă putea controla câinele în mediul real. Așa că mersul la pas fără lesă este important, este felul vostru de a verifica dacă aveți câinele sub control în regim de mișcare în diverse contexte în mediul acesta plin de distrageri și totodată prin verificarea aceasta, dacă este nevoie să mai interveniți asupra lui, o puteți face prin toate mijloacele de control pe care le-ați implementat. Câinele le cunoaște, știe să se converseze cu ele, știe să negocieze cu ele și așa că atunci când le folosiți, câinele știe cum să reacționeze ca să îndrepte situația, să iasă din zona de eroare. Dragi prieteni, parcurgeți etapele și veți ajunge la un mers la pas așa cum îl vedeți în acest clip sau că așa cum l-ați văzut pe YouTube în diverse situații, ori aici pe canal în clipurile anterioare, ori pe Facebook, pe pagina mea de dresaj, Dresaj Canin Cătălin Cornea, și vă invit să intrați acolo, să dați un like și să vizionați pentru că am foarte multă activitate acolo, sau pe YouTube-ul acesta vast în care diversi specialiști, diversi dresori etalează felul în care și-au învățat câinii, fie de sport, fie câini de companie, să meargă fără lesă, indiferent de distragerile din preajmă. Fiți atenți, folosiți în mersul fără lesă recompensele, pentru că acestea creează perspectiva imediată pe care câinele o poate avea să înțeleagă că acest tip de mers în ritmul nostru lângă picior îi aduce beneficiul. Dacă aveți câini care se stimulează bine la obiecte de aport, faceți în așa fel încât să transferați de la lucruri cu mâncare la o minge, la o jucărie de care poate trage, la o jucărie după care poate alerga ca formă de distracție și atunci câinele nostru va merge lângă picior așteptând, indiferent pe ce distanță, momentul în care spuneți cuvântul magic liber și începe joacă. Îi veți oferi recompensa, câinele va fi mulțumit și oricând veți spune treci la pas, hai să mergem la pas la picior, câinele vostru va fi disponibil și va fi aici lângă picior. Fiți siguri că va avea cea mai mare viteză. Prinde. Bravo, ține. Prinde-o-s. Bravo, bravo. Hai. Sper că v-a plăcut clipul nostru de astăzi, discuțiile noastre în plan generalizat de ansamblu despre exercițiul de mers la pas. Mersul la pas cu lesă sau fără lesă este de asemenea spectaculos și vă invit pe fiecare dintre voi să-l puneți în pagină, să lucrați, să exersați și vă asigur că va urma
un clip despre dresajul avansat, dresajul fără lesă, sigur că da, dar dresajul care implică tricuri, implică exerciții de un alt nivel, exerciții care ca abordare trebuie să țină cont de niște etape foarte, foarte, foarte clare și vă asigur că niciun câine pe care îl veți vedea în clipurile următoare cu dresaj avansat și cu exerciții spectaculoase nu a ajuns la categoria aceasta specială. Apropo, categoria specială este parte din dresajul descris la mine pe pagina de web catalin-dresaj.ro. Vă invit acolo să intrați, să vizitați. Și totodată vă invit în secțiunea de comentarii să vorbim despre toate exercițiile acestea pe care noi le discutăm aici pe canalul de YouTube, în acest clip sau despre exerciții din clipurile viitoare. Sigur că da, clipurile viitoare vor fi cu ilustrație, ilustrație spectaculoasă, ilustrație care vă va da cu adevărat dimensiunea a ceea ce înseamnă dresaj de companie și dresajul avansat, chiar dacă acesta este parte din dresajul de companie. Trebuie doar să doriți, trebuie doar să insistați în educația câinului vostru și apoi în dresaj ca să ajungeți la acest nivel. Ne vedem cu următoarea ocazie în clipurile următoare, cele despre dresajul avansat. Sunt Cătălin Cornea, nu uitați subscribe, like și să ne vedem cu bine!